Permiteți să dau citire raportul de activitate al Poliției Locale Contam pentru perioada 1-1-2013-6-2018, așa cum a solicitat în ședința ordinară pe 11 iulie. Serviciul public Poliția Locală în prezent funcționează în conformitate cu prevederile legii 155-2010 și a hotărârii grup de guvern 1332-2010 privind aprobarea regulamentului de cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, regulamentul propriu de organizare și funcționare a Poliției Locale, în baza HCR-17-2011, privind reorganizarea serviciului public Poliția Comunitară în serviciul public Poliția Locală cu personalitate juridică, în subordinea comunală a municipiului Borda, precum și a hotărârii de Consiliul Local și a dispozițiilor primarul municipiului, desfășurându-și activitatea pe baza principiilor, legalității, încrederii, aprovizibilității, proximității, proporționalității, a deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, a răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării. Structura organizatorică, conform organigramei Serviciului Public Poliția Locală, director executiv, Serviciul Siguranță și Ordine Publică, persoane organizate în 4 birouri. Siguranță publică, birou ordine publică, echipe mobile, intervenție și însoțire, biroul siguranță circulației, serviciul disciplină în construcții, protecția mediului și control comercial, serviciul financiar contabil, resurse umane și achiziții publice, serviciul bază de date dispecerat și evidența persoanelor și compartiment juridic. Agenții serviciului siguranță și ordine publică, conform planificărilor, au acționat în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al fazei bunurilor, în vederea păstrării curățeniei orașului, pentru depistarea și sancționarea persoanelor care distrug domeniul public, care depozitează în domeniul menajer deșeuri în locuri neautorizate, prin patrulare și organizare de punde în locul în care de obicei se manifestă acest fenomen. A menținut continuarea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite planul de ordine și siguranță publică al municipiului Turda, aprobat în condițiile legii, în colaborare, precizez, cu Poliția municipiului Turda. Este un plan de ordine și liniște publică, întocmit în colaborare, în sistem integrat cu jandarmeria și cu Poliția Municipală. Am menținut ordinea publică în apropierea comunităților școlare, în parcări cu auto special amenajate, pentru care se solicită existența valamentului sau etichetului de parcare, în zonele comerciale în Atena, Caună și zona centrală, precum și în zonele de agrement, Băisăra, Cuștran, Cuzău, Salina Turda, în parcuri, piața alimentară centrală și cea din Mitru III, precum și în zona Castrului Domar. În scopul protejării populației împotriva activităților ilicite, s-au efectuat periodic verificări în piața centrală. A participat de asemenea împreună cu autoritățile locale la activități de prevenire, combaterea calamităților naturale, astfel în apropierea apelor care traversează municipiul Turda. În caz de inundații și în zona Băisărate și pe malul Aleșului, cu ocazia incendierii vegetației, s-a asigurat zona prin interzicerea accesului persoanelor. În timpul patrulărilor, am acționat în scopul identificării cerșetorilor, a copilor lipsiți de supravegherea și apropierea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost, și-au procedat la amenințarea acestora serviciului public de asistență socială sau avocați părinților. Am constatat contravenții și am aplicat sancțiuni potrivit competenței pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculos sau agresiv, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și cele privind protecția animalelor. În perioada analizată am asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice de interes local, Comisia de Patrimoniu Imobiliar, spas, taxe și impozite, la efectuarea unor controle la acțiuni specifice. Am participat împreună cu alte autorități competente la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, a manifestărilor culturale artistice, religioase sau comemorative, după caz, precum și alte asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care au implicat aglomerări de persoane.
pentru persoanele care locuiesc în raza noastră de competență. Conform planificărilor, am participat alături de Poliția Română, Jandarmeria Română, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale, zilnic în schimbul 2 și 3 s-au executat în serviciu, 4 liniste, agenții Poliției Municipiului Turda pe linie de ordine publică. S-a patrulat în zona industrială și a microraionelor în scopul prevenirii distrugerilor și furturilor din garaje, băi sau bancomate și case de amonet. S-a acordat sprijin în soluționarea sesizărilor primite din apelul 112. Cu ocazia executărilor silite, au să mă asigura măsuri de protecție a executorului de Cotărești. În domeniul circulației pe drumurile publice, este un birou înființat mai nou, după atribuțiile legii 155. Agenții biroului siguranță circulației au asigurat prevenția circulației pe drumurile publice, cu ocazia efectuării diverselor lucrări pe drumurile publice de către Eon Gaz, Electrica sau Compania de Apă. Am participat la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt insoarea, conectă și identificarea indicatorilor rutiere de terasa municipiului Turda. Au participat, conform planificărilor, 4 liniste cu agenții serviciului rutier, Poliția Română, în scopul asigurat măsurile de circulație în cazul transportelor speciale și al celor acapalitice, în asigurarea frecvenței și siguranței traficului, chiar și în cazul accidentelor soldate cu victime, am asigurat baza în acestor accidente și privarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea numelor, identificarea marcelor și a teritoriilor. Am constatat contravenții și au aplicat sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea și accesul interzis, pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule de tracțiune animală. Am identificat proprietatea autoturismei vehicule, sesizate ca fiind fără stăpâni sau abandonate, pe teren, aparținând domeniului public sau privat, și am aplicat somații cu măsuri pentru eliberarea domeniului public. În domeniul disciplinei construcții, agenții s-au deplasat în teren pentru identificarea lucrărilor de construcție executate fără autorizație de construire sau de sfințare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu, au verificat autorizații de construcție, au înfăcut intervenții de lucrările stradale. Au verificat totodată respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și au acționat orice altă formă de afișaj sau reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice. Au soluționat reclamații și sesizări cu privire la violarea limitei de proprietate, efectuarea de construcții fără autorizație, iar conform atribuțiilor și aplicat contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcție. În domeniul protecției mediului s-a efectuat controle privind respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale, verificând totodată periodicitatea graficului de colectare a rezidurilor menajere de la punctele construcției. Am participat la acțiuni de dezinsecție și de aratizare a imobilor periodic. Am verificat igienizarea surselor de apă a albelor drumurilor. De asemenea, am verificat existența contractelor de salubrizare încheiate cu privat ecologic, atât pe către persoanele fizice, cât și de către persoanele juridice. Am constatat contravenții și am aplicat sancțiuni pentru încălcarea normelor legale, specifice realizării atribuțiilor prevăzute la articole stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale. S-au verificat de asemenea în teren sectoarele de în vederea recepționării activității desfășurate de beneficiare de 2008. În domeniul activității comerciale s-au efectuat controle tematice privind avizarea, respectarea și afișarea orarului de funcționare ale unităților potrivit OK 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață. În teren au verificat la locul de desfășurare activității comerciale existența autorizațiilor, a aprobărilor, a documentului de proveniență a mărfii, a buletinului de verificare meteorologică pentru cântare, a avizului și altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților de administrație publice centrale și locale. S-au verificat termeni de valabilitate a produselor și calitatea produselor expuse la vânzare. Au acționat în scopul reglementării respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de către primăria. S-au întocmit avize de funcționare.
Național s-au verificat documente de comercializare a produselor. Am verificat și s-au uitat în condițele aici petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice, cu încălcarea normelor legale, aplicate sancțiuni contravenționale și măsuri complementare. Cu ocazia activităților executate, au fost luate următoarele măsuri. 1583 persoane au fost legitimate, 318 persoane avertizate, 303 invitați la sediul poliției locale în scopul clarificării a faptelor solicitate și 374 de procese verbale de comprimență în primire. Cu ocazia activităților s-au aplicat un număr de 374 de sancțiuni, cum am spus, în valoare totală de 82.420 lei. De fapt, după cum urmează, 77 de sancțiuni aplicate la legea 61 pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de condiție specială a ordinii și liniștii publice, în valoare de 27 din 300, 216 sancțiuni la HCR 212 privind impunerea gospodăririle a municipiului Purtan, în valoare de 29.650 lei, o sancțiune aplicată la legea 214 pe 2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pașaștilor, în valoare de 500, 3 sancțiuni la legea 50 privind autorizarea exploatărilor construcții în valoare de 5.000, 47 de sancțiuni aplicate la OGMUG 195 pe 2012 privind circulația pe drumuri publice, în valoare de 7.770. Menționăm faptul că acele 47 de sancțiuni aplicate la OGMUG 195 s-au aplicat și 34 de puncte de penalizare conform adresei privind procedura de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor articolului 43 din legea 155 referitoare la stabilirea modalităților de înregistrare, implementare și transmitere a procesului verbal de contravenție. În acest sens avem în viață un protocol cu serviciul Poliției Rutieră Cluj la procesele verbale întocmite la normele rutiere. Sunt prevăzute și comisiuni complementare puncte de realizare care se administrează de către serviciul Chiercu și avem chiar protocol în acest sens. Este în notată. 14 sancțiuni aplicate la legea 1390 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite în valoare de 11.000 de lei. Și 16 sancțiuni aplicate la legea 99 de 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în valoare de 1.200. La cele 374 de sancțiuni s-au aplicat, cum am spus, 32 de măsuri complementare. Da, mulțumesc, domnule director, stimați colegi. Domnule primar, domnule președinte, domnilor colegi, invitați, aș dori, eu am anumite nelămuriri și aș dori să fie întrebat domnul reprezentant al poliției locale cu privire la raport. Având în vedere că s-a prezentat un raport pentru o perioadă de 6 luni și poliția locală are un număr de personal de 92 de persoane, eu am făcut un calcul, un simplu calcul aritmetic, prin care am verificat puțin situația, deci efectiv realizările. Pentru că realizările expuse așa sună foarte frumos, dar să vedem concret ce s-a realizat. Eu sunt o persoană care lucrez în mediul privat, pe mine mă interesează ce s-a realizat. Eficiența muncii. Și făcând niște calcule aritmetice, mi-a rezultat ca la aceste invitații, procese verbale, avertismente și ce s-au mai dat, a rezultat cam una, două de o persoană. Deci discutăm, da, de o persoană. Ori noi discutăm de un personal de 92 de persoane. Permiteți-mi de asemenea ca personal, eu, care am constatat, iau legătura cu cetățenii, constat, da, parcul Taylor, are poliția acolo asigurată, este plin de sămânță. Nu poți să intri cu copii acolo. Să nu mai zic că stă și polițistul și mănâncă sămânță și nu mai știu că o să stau așa pe lângă. M-am dus
sau și de ce. Poate, m-am întrebat și eu cu orice cetățean, poate că cetățenii au înțeles să fie puțin mai civilizat. Dar nu, nu constat acest lucru. Dacă poate Domnul să ne explice cum sau mai detaliat, cum s-a desfășurat această activitate cu ceea ce eu am această hotărâre pe Consiliul Local, eu am extras-o din
curiozitatea să nu mă prezint astăzi și să nu știu despre ce discută și m-am prezentat și am scos această hotărâre ca să știu să vin cu lecțiile învățate. Deci o aveți în preambulul raportului privind activitatea Poliției Locale. Și nu cred că prin întrebările pe care eu le-am pus am exces ordine de zi. Vă rog să mă verificați și să mă contraziceți dacă v-am dreptat. Domnul director, dacă doriți să... După apariția legii Poliției Locale, în 2010, în luna februarie 2011, ne-am transformat în serviciu public Poliția Locală, după lege. Sigur că au suferit modificări, dar când am ases în noua lege, apărea și serviciul disciplina în construcții, control comercial și protecția mediului. În ceea ce privește serviciul de siguranță și ordine publică, care la rândul său are 4 birouri, aceste birouri sunt conduse, coordonate, planificate de persoane care nu sunt remunerate pentru ceea ce fac. Deci ei duc prin cumul activitatea de coordonare, planificare și control la serviciile respective. Este vorba de biroul ordine publică, care se ocupă cu asigurarea bazei și liniștii publice la unitățile de învățământ. Este vorba de birou siguranță publică. Sunt agenții care sunt în patrulă. Este vorba de biroul circulație, la fel, desfășoară activitatea pe străzile municipiului, în sprijinul poliției rutiere a municipiului Turdan. Nu au fost numiri ca șef în aceste birouri. S-a preluat personalul de la Poliția Comunitară cu funcțiile de conducere existente. Nu au fost numiri nimeni. Deci, se înțeleg, la ora actuală, Poliția Locală nu are șef numit la birourile care sunt aici enumerate în raport. Da. Deci nu există nici șef de serviciu. Șef de serviciu există, da. S-a preluat de la Poliția Comunitară. Și sunt retribuiți ca și șef de serviciu. Nu. Da, persoana care este șef serviciu la Serviciu Siguranță și Ordine Publică a fost preluat de la Poliția Comunitară și este retribuit șef serviciu. Atât. Celelalte 4 birouri care compun Serviciu Ordine Publică nu sunt. Sunt agenți care duc prin cumul funcției respective. Au rolul de a planifica, a controla și a organiza birourile respective. Deci nu au fost niciun lucru. Și au fișa postului. Au fișa postului prevăzut atribuțiile clare. Și cine a stabilit, cum s-a stabilit, cum s-au numit aceste persoane? Gata, tu de mâine ai fișa postului. Dar conform legii Poliției Locale, nu știu exact articolul, directorul Poliției Locale poate emite decizii pentru întreg personal și stabilit atribuții conform legii. Și numit, da? Da, este se poate. Da. Și nu este vorba de numire, este vorba de atribuții suplimentare, iar în baza unor decizii emise de către directorul Poliției Locale, în baza legii 155, se poate. Da, sunt atribuții să avem pe fișa postului. Deci funcționează. Nu sunt nicio formă. Mi este foarte greu de ce insist. Pentru că eu lucrez privat. Dom'le, îmi dai ceva în plus să lucrez, îmi dai și banii, pentru că altfel, ce interes am eu să-mi fac munca bine? Deci eu am odată niște atribuții de serviciu, mai vii și mai impui niște atribuții în plus, dar eu nu sunt cointeresat sub nicio fel. Nu sunt sub nicio formă cointeresație pentru aceste funcții pe care o ocupă. Eu plec de la ideea că fiecare agent își dorește să... Deci ceea ce face îi place. Și nu cred că este... Nici nu s-a pus problema să solicite ceva în plus. În condițiile în care nu au putut fi ocupate în condițiile legii de lucrurile respective, Și aceste persoane sunt persoane cu studii superioare. Da, sunt și persoane cu studii superioare.
cancelat cu totul acel serviciu. Domnule primar, domnule viceprimar, domnule președinte, stimați colegi. În amândoi foarte scurt, dar aș dori să întâlnesc la cuvinte de apreciere în ce privește Poliția Locală Turda și spun acest lucru pentru că am avut onoarea să colaborez 4 ani de zile. Poliție Comunitară și Poliție Locală în acest moment. Și citind raportul, eu felicit pe domnul director Ciprian Popa și chiar prin dânsul aș dori să transmit tuturor colegilor dânsului. Eu știu că chiar un personal restrâns, acei 64 care rămân la muncă de teren, eu știu că pe parcursul întregului an școlar, o parte dintre ei se ocupă de liniștea și ordinea de la grădinițe și licee. Mai avem spații publice, cum sunt piețele sau centrul istoric, în anumite momente parcurile, cum spunea și colega noastră, în acest moment sunt preluate de bază privată. Mai mult decât atât, acei 64 de oameni se împart și pe 3 schimburi. Deci eu știu că, de-a lungul 4 ani de zile, toate evenimentele majore, deci nu doar în fiecare zi activitatea curentă, activitățile majore, deci în zilele Municipiului Turda, Expo Flora, zilele meșterii Târgumește și Carului, un produs de Cluj, zilele motocicliștilor, sau, mă rog, chiar campanie electorală, zonele de afișaj sau secții de votare, au fost acoperite cu stoicism de către polițiștii locali. Eu știu că n-a fost ușor, atât când e rece, când e cald, când plouă, când ninge, să ai nivele de timp, zi și noapte, să asigure în permanență liniște și ordine și în baza acestor obiective. Probabil că există fenomene care doamna colegă Lișan spunea, în anumite zone publice, au mănâncă semințe, alții mănâncă pe jos. Cred că în sprijinul poliției locale ar fi bine să existe și o atitudine civică și noi împreună și ai noștri să luăm o atitudine atunci când vedem un caz necivilizat, când cineva nu grijește, nu păstrează și nu conservă bunul sau valoarea de municipiului local. Dar eu vreau să, la modul scurt, să aduc cuvinte de apreciere și să-i felicit. Știu ce cred este să lucrez ca și polițist local, cu echipamente și, știu eu, dotări minime, cu legislație care nu te susține la modul foarte prompt. Dar eu, în acest moment, vreau să-i felicit și să le doresc un succes în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai întâi... Da. Cuvântul domnului consilier Mirco Căsteana, activitatea de premiere. Eu vreau să continui totuși cu activitatea. Dacă ne puteți aduce la cunoștință, ne-am discutat în cadrul comisiei că nu aveți suficiente mașini. Să explicați colegilor câte mașini aveți, cum se folosesc, dacă se folosesc și pentru alte servicii, dacă vă ajung aceste mașini și dacă se fac și alte servicii private cu aceste mașini, este voie, nu este voie, fiindcă sunt tot felul de discuții colaterale și ar fi bine să explicați acest lucru. Să aduceți la cunoștință și lipsurile pe care le aveți, nu numai realizările. Știți, doamne,
pentru că suntem asimilați pe ordine publică ca și dânși. Și atunci consumul maxim stabilit în cele mai mari ar fi de 200 de litri per mașină, indiferent de mașină, ca să spun așa, să fie un consum mediu pe lună, da, așa cu mașină. Sigur, noi nu consumăm nici vorba. Așa ceva ne-am pus o limită pe care începem să respectăm. Da. Câteva întrebări pentru domnul director. În primul rând, aș dori să fac o remarcă. Se pare că la level 50, trei sancțiuni aplicate în 6 luni sunt foarte puține. Disciplina construcției nu putea lasă de dorit. Și aș vă spun, având activitate stradală foarte multă, cred că aici ar trebui să luați măsuri în zona respectivă. O a doua întrebare. Misiunea acestui
pentru este de a face față la toate. Mai bază. Sigur, nu vreau să iei bază și ori, să asigure integritatea elevilor și a personalului didactic. Și de interpersoane străine din instituție, să... Persoane străine nu între porțile sunt în ISE, deci nu am 15, porțile sunt în ISE, cu cum e înțelea, avem un mare cel de ani și în școli. El trebuie să fie de elementul de faptul de care se detec, mai ales în anumite zone legate la școli, să nu se detec în afară. Am înțeles să mă dat și să... distorsioneze instituțiile de învățământ.
Mă refer pentru că sistemul ăsta am văzut și în alte țări care sunt mult înaintea noastră, deci fiecare tască care merge să-și plătească orele are cheia instituției, dimineața se înceapă cursurile la ora 8, la ora 10 începe primar se termină. Este sectorizat întreg pe liberiu, nu are cine să iasă, dacă cumva un copil iasă, iasă pe răspunderea lui care deja nu mai încă nici răspunderea în tască din urmă și nici în răspunderea instituțiilor. Statul, dascălul își intră, are cheia de la poarta mare a instituției, își predă orele, iasă, copiii sunt sub o protecție mult mai eficientă, mă refer și propun chestia asta, pentru că de multe ori mergem la diferite instituții de învățământ și vedem că porțile sunt la deschise, probabil că aveți dreptate aici, nu are cum un singur agent ca să desfășoare activitatea de bază și de protecție a copiilor noștri. Dar în situația în care este sectorizat între clientul, nu ar avea cum să iasă, sunt cupoanele de panică, mulți dintre noi suntem administratori al unei firme și bănuiesc că fiecare dintre noastre avem cupoanele în situația în care avem o problemă în spațiile care le administrăm. Apăsăm cuponul, vine firmă privată, exact despre asta s-ar putea face și să vină, să intervină poliția locală și atunci ați rezolvat cumva problema personal. Deci vă rog, dacă se poate și dacă sunteți de acord, ca să facă un proiect. Bineînțeles, am dorit o raport care a activității poliției locale în instituții. Că dacă rata, deci infracțională și este mult mai mare, atunci rămâne pe sistemul vechi. Dar dacă contribuțiile poliției locale sunt destul de mici, aș propune sistemul acesta. Mulțumesc! După cum au spus și doamnei consilier, nu este ocupat postul de șef birou.
cine se ocupă de organizare, planificare și control, duce prin bun, ca să spun așa, această activitate. Iar biroul Siguranță Cerpață este constituit din agenții de poliție comunitară, transformați în poliție locală. Am înțeles, dar există organigramă, există niște situații care trebuie făcute, o semnătură care trebuie pusă, o persoană care să răspunde de ce se întâmplă. Vis-a-vis de aceste aspecte, cum vor? Ce răspunsabilitate? Biroul Siguranță Cerpață este în cadrul Serviciului de Ordine și Siguranță Publică, care este angajat pentru persoana care o condonează. A fost urmat de la poliția locală. Dânsul se creează pentru actele întâlnite. Persoana respectivă care duce prin comun atribuțiile de șef de birou, întocmește documentul respectiv, este semnat de către șeful de serviciu care căreia se subordonează și, bineînțeles, vis-a-vis de activitate, lumea a mai făcut de 2012, mai mulți agenții ai poliției locale au folosit sindicatul cu 398 și au dus să se înscrie în sindicatul național al polițiștilor locali, SEMPERLEX. Vreau să-mi spuneți de ce aceste persoane, fiindcă câte ne-au spus ei, au fost intimidați să renunțe la această inițiativă, pentru că nu ar fi cea mai bună idee pe care ar putea să o aibă și că e mai bine să rămână în sindicatul cu 398. Repet, sunt niște sesizări aduse la cunoștință. Nu avem nicio implicare în activitatea de sindicat, nu am avut întâlniri pe tema aceasta cu ei, au drept de să înscrie ce sindicat doresc. Nu știu despre ce este vorba și la ce fac referire în contextul în care nu am avut intervenții ca așa. Deci, deși sunt liber să înscrie în ce sindicat doresc. Să funcționează la multe sindicate, au libertate de a și alege singur. Nu am fost constrâns nimeni, nici nu mai trebuie să punem aceasta. Au făcut și domnul Omide de Sindicate făcută. Le-am pus la dispoziție sala, am făcut frumos să poată să-mi spunească, le-am dat Sindicatea, ce-au făcut.